Avem deja un fenomen, avem o practică care a început odată cu intensificarea și eficientizarea activității DNA. Odată ce au început să se instrumenteze dosarele, să se obțină condamnări în instanță și să meargă către pușcărie cei condamnați, cei care au fost dovediți că au furat și au jefuit România ultimelor 26 de ani, pentru că mulți încă nu sunt prinși, am început să avem și astfel de cazuri. Oameni care au fost potențați ai societății în afară, au intrat și toți aceștia beneficiază de aceste portițe legislative pentru a-și face traiul mai bun în pușcărie sau pentru a ieși mai repede din pușcărie. Rolul pedepsei nu este numai cel de reeducare. Rolul principal al pedepsei este acela de exemplu social. Ca alții care mai îndrăznesc sau s-ar mai gândi să facă aceste infracțiuni să fie descurajați să facă astfel de lucru, să se gândească de 10 ori înainte să comită o astfel de faptă, pentru că vor păți și vor suporta rigorile legii. Ce vedem astăzi? Vedem oameni care au furat în România, care astăzi vorbesc și dau sfaturi de cum să se conducă România din pușcărie, au acces la internet, la bloguri, la Facebook. Vedem că scriu cărți și ies mult mai repede. Vedem că încă își conduc afacerile de acolo. Păi, cu ce sunt descurajați cei care ar încerca să mai facă? Stai un pic, numai puțin că vorbeam de scopul problema educativ. Este ce scop educativ? Că ăștia spun tot timpul că nu e vinovat, singura că soluție, singura soluție sistem pentru a rezolva astfel de probleme și pentru a însănătoși și societatea românească, care este bolnavă de un flagel de corupție generalizat, este înăsprirea pedepselor și modificarea codului de procedură penală, astfel încât să nu se mai permită pentru o anumită categorie de infracțiuni eliberarea condiționată sau înainte de termen. Eu aș mai adăuga ceva, că nu ține totul de legislație, ține și de mentalitate, pentru că, de exemplu, administrația penitenciară nu e doar problema cu aceste lucruri științifice. Nu, aplicarea legii penitenciare, sigur că da. Nu, la cazul Borcea și altul. Tocmai de aceea, este stat în statul uneori și se fac mici enclave. Sigur că da, asta e respectarea legii. Avem lege, dar nu e respectarea legii. E foarte bine că ați adus de cazul Borcea, cum să vedem imediat ce se întâmplă și pe acolo. Tocmai de aceea, Partidul România Unită a inițiat și știți foarte bine anul trecut un proiect legislativ prin care se modifică codul penal și de procedură penală, astfel încât pedepsele de corupție și asociate corupției, care înseamnă folosite necuvenite și mită pentru marea corupție peste 100.000 de euro, să nu mai poată fi eliberat condiționat, să fie confiscată extinsă și totală a averii, să meargă până la închisoare pe viață și muncă în folosul comunității, astfel încât traiul lor în pușcărie să nu pice tot pe spinarea poporului român.